Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Au trecut 9 luni și a venit ziua în care Foxi trebuie să nască bebelușul miliardarului. Problema este că mama soacră insistă să fie în sală când Foxi naște. Oare cum vor face să nască, având în vedere că Foxi nu este însărcinată? Dacă vreți să vedeți, nu uitați să dați pentru mine un mare like, subscribe, clopoțel și să înceapă mare distracție doar pentru voi. Foxi, e ziua în care trebuie să naști, însă este o problemă. Mama vrea să stea în sală lângă tine când o să naști. Păi, aoleu, dar cum să nasc? Eu nu sunt însărcinată. Stai liniștită, am mituit toți doctorii, așadar nu va fi nicio problemă. Și pe lângă asta am mai rezolvat și cu bebelușul. Am găsit un dealer de bebeluși și o să-mi aducă bebelușul chiar în ziua în care trebuie să naști. Dealer de bebeluși? Nu am auzit de așa ceva. Stai liniștită, am sunat Barza, am vorbit cu Barza și o să ne aducă fetița noastră. Știi că Barza este doar o poveste de copii, Barza nu există. Nu știu ce să zic, cred că e chiar acum la ușă, va trebui să verificăm. Ok, păi hai să mergem. Super ciudat. Nu vine să cred că o barză o să ne aducă copilul. Ok, wow, ce ciudat. Barza asta chiar are aripi. Wow, dar ce barză ciudată. Hei, bună, am venit să vorbim despre afacere și am adus și o păpușă care seamănă cu un copil. Să vedeți cam ce o să vă aduc în această zi când urmează nașterea. Păi, dar ce? O păpușă crezi că o să o convingă pe mama ta? Nu, aceasta este o mostră. Ok, ciudat. Nu vine să cred că Barza chiar este la ușa mea. Așa, deci încheiem afacerea sau care treaba? Da, da, sigur că da, domnule Barză, rămâne cum am stabilit. Ca să putem să încheiem afacerea, trebuie să-mi dați și toți banii cash acum. Da, mă gândeam la asta, am pregătit banii, însă trebuie să fiu sigur că afacerea o să fie cu succes. Hei, dacă nu te-ai uitat la ratingul meu, îți spun eu, am 5 steluțe din 5. Îmi fac treaba cum trebuie, așadar ne vedem la spital. Bine, domnule Barză, uitați aici geanta cu bani. Împinge! Împing! Oh, ce drăguț, sunt aici și asist cum Nora naște. O să-mi nască o fetiță, o moștenitoare, o să am o nepoată. Nu prea pot să nasc așa. Mamă, te rog frumos, părăsește încăperea. Nu vezi că nu poate să nască dacă ești aici de față? Serios, nu se simte bine, se simte rău dacă stai aici și îi pui telefonul în față. Du-te puțin afară, te rog. Dar ce ai, fiule? Sunt și eu fericită că o să am o nepoțică. Vreau să fiu de față. Te cred, însă poți să fii și fericită de afară. Te rog, hai după mine să ieșim afară, să fie fericită și soția mea. Da, dragă, hai să mergem, să-i lăsăm pe tineri să rămână aici în încăpere cu doctorul. Bine, dar venim de cum se naște bebelușul. Da, da, duceți-vă că o să nasc eu. Doamna doctoriță, să fiți pe fază că trebuie să ajungă bebelușul din moment în moment. Da, dragă, sunt aici. V-ați plătit suficient cât să spun că naști. Super. Iubitul meu miliardar, du-te și vezi dacă a ajuns dealerul. Acum mă duc să vorbesc cu Barza. Unde te duci, fiule? Mă duc până la baie, mamă, stai puțin că mă grăbesc. Păi da, să nu o lași pe soția ta singură. Da, 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 mă întorc imediat. Barză, du-te, du-te repede și lasă acolo în sală la doctoriță bebelușul. Bine, s-a făcut șeful, acum mă duc să-l duc. Gata, gata, am plecat. Uitați, doamna doctoriță, ăsta e bebelușul. Am plecat, că mai am și alte livrări. Bine, pa, pa! Doamna doctoriță, este tot o regulă? Bebelușul este sănătos? Da, este sănătos, dar există o mare problemă. Ce problemă? Păi nu a zis că vroia să fie fată? Ba da! Ce s-a întâmplat? E băiat copilul. Auzi că e băiat! Oh, nu e băiat, ce ne facem? Avem nevoie de o fetiță, mama nu o să ne mai dea banii, nu o să mai avem averia. Păi sună repede dealerul, vezi? Poate îl prinzi pe drum să-ți aducă fetiță, probabil că o greși comanda. Of, bine, gata, acum mă căut în buzunar de telefon, mamă, că nu mai pot, sunt atât de nervos. Pai că nu răspunde, îmi intră mesageria, zice că numărul nu poate fi contactat. Oh, nu, cum mai dau eu acum de barză? Și ce ne facem? Du-te repede și fă rost de alt copil, fugi! Acum mă duc, trebuie să găsesc un alt copil. Ce s-a întâmplat, fiule? Ce e cu tine de ești așa roșu la față și nervos? Apoi nu a reușit Foxi să nască încă se chinuie săraca de ea. Păi dar ce a pățit? De ce nu naște odată? Nu știu, doctorița știe, dar nașterea durează mai mult decât era programat. Păi atunci noi o să intrăm să vedem dacă se simte bine, dacă e în regulă, dacă putem să o ajutăm cu ceva? Nu, mama, în niciun caz te rog să nu intri pentru că nu se simte bine. Bine, fiule, du-te și ia o gură de aer, să-ți revii că ești roșu, mai e puțin și leșini. A plecat, mamă. A, ce zi frumoasă de plimbat, fetița prin parc. Soarele strălucește și aerul îi priește. Oh, Doamne, de-ar lăsa căruciorul ăla măcar o clipă, să pot să iau și eu fetița, de fapt să o împrumut și să o duc acolo la doctor ca să termin odată să-mi dea mama averea. Iuhu, ce fain e să mă dau pe leagăn! Gata, am luat-o pe fetiță, i-am lăsat aici pe iarbă un bilețel cu niște bani și o să mă duc la spital pentru că trebuie să nască Foxi. Vin, Foxi! Ceva e suspect. Durează puțin cam mult până se naște fetița. Eu zic să intrăm în sala de nașteri să vedem ce se întâmplă. Ai dreptate, dragă. Zici că e o conspirație împotriva noastră. Da, hai să mergem să-i luăm pe nepregătite. Ce se întâmplă? Ce durează atât? Oh, uite, s-a născut! Da, doamnă, s-a născut. Uitați-o pe frumoasa Raluca. Da, mamă, am ținut cont de numele tău. Am spus că o să se numească ca și tine. Felicitări! Tocmai aveți o fetiță foarte frumoasă și sănătoasă. Mulțumesc, doamna doctoriță. Mulțumesc foarte frumos pentru că m-am simțit foarte rău, dar acum sunt bine și am născut această frumusețe de fată. Da, într-adevăr este foarte frumoasă. Hai la bunica să te vadă, să te țină bunica în brațe. Do, prințesă mică și frumoasă, Raluca. Bunii o să aibă grijă de tine și de mama ta și de tatăl tău. Fiule, mai târziu să treci pe la mine ca să-ți dau restul averii. Sigur că da, mamă. În sfârșit, pardon. Da, trec, mamă, trec. Ți-am zis că să ai o moștenitoare. Sunt atât de fericită. Ce drăguță este. Uite, doamnă, că vă place, vă salută. Oh, da, ce drăguț. Totul părea a fi foarte frumos, deoarece lucrurile s-au rezolvat. Miliardarul și Foxi avea să-și primească averea. Bunica era fericită, la fel ca și bunicul. Doctorița și mai fericită că a plecat acasă cu o grămadă de bani, însă o persoană nu era fericită în toată afacerea asta, și anume mama copilului. Ea s-a dus la poliție să raporteze un furt de copil. Data viitoare o să vedeți ce se va întâmpla. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați pentru mine un mare like, subscribe, clopoțel și să aveți o zi frumoasă ca și voi. Noi ne reauzim data viitoare. Pa, pa!